Deși la marketuri, bănci și farmacii sunt cozi interminabile, cetățenii nu mai sunt nevoiți să se înghesuie și la direcția de taxe și impozite locale. Încă de săptămâna trecută, primarul Cătălin Flutur a propus să se prelungească perioada în care botoșenenii pot achita taxele și impozitele. Propunerea vine în contextul în care, în această perioadă, trebuie evitate ieșirile și interacțiunea cu multe persoane. Propunerea mea este, nu-mi permite legea momentul de față, propunerea mea este să majorăm termenul de plată a obligațiilor către primărie până la 30 aprilie, măcar cu o lună, deci măcar cu o lună, ca să discutim cu, acele, cu acei 10%. Nu ne permite legea, dar sper că uh, propunerea mea va fi însușită de guvernanți și să venim în, uh, în întâmpinarea uh, populației și achite uh, care nu vor. Ca să vă dau un exemplu, Probabil nu vor intra mai mult de 10 persoane uh, în sediu de la taxe și impozite. Maxim 10 vor fi acolo ca să păstrăm, să protejăm și cetățenii care vin să-și plătească taxe și impozite, și salariații care lucrează acolo. Între timp, Ministerul Finanțelor a anunțat că noua dată până la care pot fi achitate taxele și impozitele cu bonificație de 10% se amână cu 3 luni. Mai precis, 30 iunie este data până la care pot fi achitate birurile. Cetățenii au să posibilitatea să achite impozitul pe teren, impozitul pe clădiri și pe mijloacele de transport prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro. Deși autoritățile încearcă să limiteze cât mai mult aglomerația și îi sfătuiește pe cetățeni ca în această perioadă să evite deplasările la instituții, nimeni nu pare să țină cont de aceste sfaturi, iar mărturiile sunt cozile formate în cursul dimineții de luni, atât la serviciul permise, cât și la casa de pensii, dar și la magazine și farmacii.